Pornită. Da. Deci spuneam că în calculul sumei acestea, esențial a fost prezența lui 2. Deci 2-ul acela, te amintești, 2, 2, 2, 2 la fiecare fracție. Prezența lui 2 mi-a permis să surprind fracția ca fiind 1 pe 1 minus 1 pe 3. Pentru că după ce aduc la același numitor, apare 3 minus 1 sau 5 minus 3 sau 7 minus 5. 2-ul acesta îmi face serviciu minunat. Dar mă vei întreba data trecută de ce n-am avut decât 1? Știi că am avut 1 supra 1 ori 2. 1 supra 2 ori 3. De ce n-am mai fost nevoie de un 2? Deci noi am făcut o primă sumă, S egal ieri, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, și așa mai departe. Știi că ziceam 1 supra 200 ori 201. De ce n-a mai fost? Era 100 ori 101. 100 ori 101, da. 100 ori 101. De ce n-a mai fost nevoie să fie 2 la numărător? Pentru că așa ai dat tu. Crezi că am fi avut nevoie de 2 cum am avut aici? Nevoie de 2 foarte tare? De ce? Care ar fi diferența dintre a spune 1 ori 3 și 1 ori 2? 3 ori 5 și 2 ori 3. Unul dă mai mult. Deci aici 3, între 3 și 2 este diferență de 1 și iată-l prezent pe 1. De aceea când scrim aici 1 pe 2 minus 1 pe 3, apare 3 minus 2, care a cărei diferență? Tocmai diferența dintre 2 și 3 este 1, din 3 și 4 este 1. Pe când în exercițiul care l-am avut, care e diferența? Doi. Asta e. Esențial lucru. Dacă n-am fi avut pe 2 acolo sus, n-am fi putut face exercițiul ăsta. Că în momentul în care noi mergem pe ideea asta să scriem ca o diferență, nu mai avem șanse. Eu cred că nu avem șanse nici printr-o metodă, nici prin cealaltă. Pentru că n-ar fi mai respectat riguros calculul. Foarte important doi acesta. Foarte important. Da? Deci foarte, foarte important prezența lui 2. Și tu acum mă întrebi, da, dacă n-am fi avut, uite așa, când venea cineva și îmi dădea un exercițiu fără 2 acolo, el nu știa ce și cum. Și nu mai puteam face exercițiu. Altfel spus, dacă am fi avut de calculat suma S egal cu 1 supra 1 ori 3, te rog să scrii, plus 1 supra 3 ori 5, plus 1 supra 5 ori 7, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra 71 ori 73. Deci dacă ne-ar fi propus exercițiu cineva, Ăla e 1 ori 4. Era primul. deci 1 supra 1 ori 3, nu? Practic primul. La noua chestie care ai scris. E unul peste tot. Deci eu mă gândesc că în situația în care cineva mi-ar fi propus exercițiul ăsta, ce reacție am fi avut noi? Să aducem același numitor, știm că nu merge, deci părăsim ideea asta.
Să încercăm pas cu pas, să vedem ce se întâmplă la pas cu pas. Adică fără doi de acolo, da? Ia să vedem ce se întâmplă. Pas cu pas, adică primele două. În situația, ne imaginăm că am fi avut numai 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5. Cât e numitorul este? 15. Deci am fi mai și cu 5. Și acolo cu 1. Da. Și rezultatul ar fi fost aici 5 ori 1, 5 cu 1. 5 ori 1, 5 și cu 1, 6. 6 supra 5. Da? 5 cu 1. 6 supra, nu supra 5, 3 ori 5. 3. 3 ori 5. Simplificăm prin cât? Prin 3. Prin 3, corect. Și nu dă 2 pe 5. 2 pe 5. Ori 9 ne-a dus data trecută cât? Ia uite pe căițelul tău. Cât ne-a dat? Când? La prima cu 2? Sau? Nu, când am avut cu 2. Când am avut cu 2 și am luat pe primele 2. Când am adunat 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 1 ori 3 ori 5. Prima era 1 pe 1 minus 1 pe 3. Nu, așa a fost descompunerea. Dar cât ne-a dat adunarea asta? În clipa în care am avut 2 supra 1 ori 3 plus 2 supra 3 ori 5. 4 pe 5. A, 4 pe 5. Acum dă 2 pe 5, jumătate din cât ne-a dat trecută. Pe doar deci jumătate stai... din primul, din numărătorul. Jumătate din cât ne dăduse data trecută, ne dăduse, cum ai spus tu, 4 pe 5. 4 pe 5 și acum e doar 2 pe 5, 2 cincimi. Că 4 cincimi înseamnă de 2 ori câte 2. 4 ăsta cum se scrie? 2 ori 2 pe 5. 2 ori 2 cincimi. Deci, să văd acum dacă mă duc până la câte fracții. Cu trei fracții. Deci să vedem, ia să văd. Deci eu sunt acum pus în situația de a da drumul la egășițiu fără să adun la același numitor. Nu-mi place, că nici vorbă nu mă gândesc, dar pas cu pas parcă ar merge. Să vedem. Acum am să iau trei fracții. Unu supra cât? Vorbește tu. Unu supra? Unu supra... 1 ori 3. 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5. Da. Plus 1 supra 5 ori 7. 5 ori 7. Egal cu. Cât anticipezi tu să fie răspunsul? Ce? Trei pe șapte. Te gândești la 3 pe 7 pentru că data trecută când era cu 2, 2, 2 era dublu. Era 6 pe 7 parcă, nu? Ca răspuns. Ia să vedem dacă este așa. Deci anticipez că va fi egal cu 3 pe 7, tu spui. Să vedem. Deci egal cu primele două adunate cât am spus că fac? 2 pe 5. 2 pe 5, sigur, da. Deci 2 pe 5... E muncit de noi deasupra, deci face 2 cincimi, plus 1 supra 5 ori 7, și numitorul este 5 ori 7, amplificăm aici cu cât? Cu 7. Cu 7, da. Și face, vorbește? 14. Corect, 14 plus 1
supra 5 ori 7. Și fac 15 supra 5 ori 7. Și? Simplificăm. Simplificăm. Și obținem 3 pe 7. 3 pe 7, cum ai intuit tu, foarte bine ai intuit. Și dacă m-aș duce Măriuca până la 7 ori 9, deci dacă aș gândi suma următoare, 1 supra 1 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 7. Plus 1 supra 7 ori 9. Ar da ca rezultat, anticipează tu, 4 pe 9. 4 pe 9. Ai și văzut 2, 3, 4, deci a crescut. Crește cu o fracție, crește cu o unitate numărătorul, iar numitorul rămâne ultimul factor, deci. Da? Deci, bine ai văzut. Data trecută, când era cu 2, 2 peste tot, ne dăduseră 8 pe 9. Mai ții minte? Da. Când a fost cu 2, 8 pe 9. Era de așteptat că 2 peste tot. Și din cauza asta și răspunsul s-a modificat cu 2. Deci acum e 4 pe 9. Și nu aveți decât, dragilor, să lucrați. Cât îmi dă aici rezultatul? Hai să ne întoarcem în condițiile astea. Ce rezultat așteptăm? Ca să fac un mic calcul. Da, știu, așa aștept și eu să faci. Treizeci și cinci pe 73 este corect, dar cred că mai te gândești un pic la cel din când ar fi fost 2-2-2-2, când ne-au dat nouă, când am pus cu 2-2-2, am anticipat și am ca răspuns, parcă 72 pe 73. Da. Și acum, fiind că e jumătate din 72, e 35, nu? Păi, numai 70 e 35, dar 72? Oh. 36, corect. 36 supra 73 este răspunsul. Deci am mers și pas cu pas, numai că tu trebuie să spunem prietenilor că aici ai anticipat. Că nu te-ai putut duce până să epuizezi cei 35 sau 36 de pași. Noi am anticipat cam așa. Iată, la 2, sigur, ne-a dat 2 pe 5, cu 3 fracții ne-a dat sigur 3 pe 7, cu 4 fracții 4 pe 9 și din aproape în aproape, doar așa trebuie să continui, din aproape în aproape, dacă aș continua, sigur, nu, se pare că ajung, nu sigur. Sigur ești când îi faci pe toți 20 de pași. Da? Când îi faci pe toți 20 de pași, atunci e sigură. Această metodă a doua rămâne săracă în ceea ce înseamnă că doar noi intuim răspunsul. Dar nu mergem din aproape în aproape până să epuizăm ca să avem rigoare în răspuns. Deci notează ca observații. Observații, zi așa, aici. Metoda a doua are o hibă. Are o slăbiciune. Metoda a doua are o slăbiciune. Metoda a doua are o slăbiciune. În ce constă slăbiciunea?
consumă. Nu mergem tot, nu epuizăm toți pașii. Nu mergem. Da? Deci numai cât intuim. Intuim rezultatul. Deci asta e slăbiciunea, că intuim rezultatul. Nu parcurgem toți pașii. Intuim, dar nu parcurgem toți pașii. Un gică contra, care este în clasă acolo, între noi, spune, dar nu, eu nu cred că pentru al cincilea pas e bine. Și noi facem și pentru al cincilea pas, adică cinci fracții. Și eu spun, nu știu dacă pentru al șaselea e bun. Și noi facem și pentru al șaselea, dar simțim că el ne poate să căie la aceste exerciții până când noi ne ducem din aproape în aproape. Și neavând rigoare, el are și el dreptul să ne pună întrebări. Nu știu dacă e bine pentru următorul pas. Adică mai punem o fracție la ceea ce aveam și căutăm să-i dăm răspunsul atunci. Dar zic, da, pentru următorul. Deci întreabă, pune așa acolo și spune, din păcate, această metodă suferă pentru că nu are suficientă rigoare. Consumă timp. Poftim? Nu pot să zic că ea consumă timp. Da, consumă timp. Dacă n-avem o șmecherie, că nu putem răspunde la întrebarea asta, la o fi bine pentru următorul pas. Deci chiar așa spune. Întrebarea lui Gică Contra. Da, așa, Gică Contra, adică cel care ne sâcâie și are dreptate. Nu-l putem convinge. Deci întrebarea lui Gică Contra este asta. O fi bine pentru următorul pas? Și dacă sunt vreo 200 de pași de făcut, ar trebui să găsim ceva să răspundem la întrebarea asta. Deci dacă sunt 200 de pași... Gică Contra. Adică cel care... Gică Contra este așa un nume acelui care... El nu are altceva de făcut decât să fie împotrivă a ceea ce spui tu. Gică Contra. Folosesc pe acest Gică Contra cel care nu mai sâcâi. Eu nu cred. Eu nu cred că e bun pentru pasul următor. Ca să te pună pe tine, dar tu sesizezi între timp în culise că ăsta te va săcăi până când epuizezi toți pașii. Și dacă suntem undeva să ne oprim la fracția 1 supra 200, 1 ori 203, îți dai seama că nu, păi, tot așa de mare consumatoare de timp este și metoda a doua. Deci aici vreau să punctez această... Ce-ai scris aici ca observație? Încă o dată, ce-ai scris acolo? Mi-am scris eu toate metodele, cele trei metode. Am zis observație, consumă timp, puncte, oare e bine următorul pas? Asta la metoda 2, nu? La metoda 2. Da, 2, pas cu pas. Da, da. Deci consumă timp, într-adevăr, pentru că o ai bine la următorul pas. Fiecare pas. Deci nu ai atâta timp. Așa. Acum, ce plutește în aer? Plutește în aer să găsim răspunsul la această întrebare. Oare pasul următor e bun? Dacă am găsit o răspuns că pasul următor e bun, nu ne-a mai pune problema. Da? Deci așa, asta e marea întrebare pe care nu-mi dau seama cum să o fac. O las eu în suspans astăzi, aici, acum. Dar eu puteam să tac acum. Știi ce? Iar mă întorc și spun, Măriuca, discuțiile acestea care le purtăm sunt foarte interesante, frumoase, pentru că noi nu ne permitem să elaborăm raționamentul fără a avea o rigoare totală în ce spunem. Matematica nu se poate face decât având argumente foarte precise. Așa că am intuit noi
De la două fracții că ar fi 2 pe 5, de la trei fracții că ar fi 3 pe 7, de la patru fracții că ar fi 4 pe 9. Iată că la numărător exact câte fracții sunt. Deci la numărător am exact numărul de fracții. Nu? Foarte interesant asta. Dar dacă ar fi 200 de fracții, am avea la numărător 200, dar acest 200 e pe baza observațiilor de până acum. De la 2, 3 sau 4 fracții. Nu-i rigoare. Și de aceea rămâne de întrebat la metoda a doua. Rămâne să dăm răspuns. Chiar notează. Trebuie dat răspuns dacă pasul următor e bun. Deci asta e întrebarea. Trebuie dat răspuns la întrebarea. Pasul următor este bun? Trebuie dat. Am rămas în suspans că nu-mi vine nimic în minte. Deci trebuie dat răspuns la întrebarea. Pasul următor este bun? Faci cu metoda 3 și gata. Da? Deci... Dar de ce mai ai metoda 2 dacă avem metoda 3? Asta e! Deci la a treia nu mai rămâne niciun semn de întrebare. Aici am vrut să vedem. Prima e imposibil de a abordat. Nu e imposibilă, dar... Nu e bine spus, ai dreptat. Nu e bună că e imposibil, dar numitorul acela nu m-aș angaja să-l aflu. Un numitor de acela comun nu m-aș angaja să-l aflu, când vine foarte greu. Dacă numărul fracțiilor e mare, e foarte greu. Deci, neapărat... Metoda 3 este șmecheră. Dar dacă nu are 2 măriuca cum este aici, nu pot să fac. Că uite, diferența între 1 și 3 este de 2 și nu am 2-ul. Aici vreau să ajung, să vezi ce nenorocire este. Îmi place, dar dacă nu are 2, n-am ce face. Hai să mă întorc înapoi, măriuca, să văd ce fac. Deci noi am avut suma așa, cu 2. Dar dacă lipsește 2-ul și încerc să fac descompunerea, aceea care e atât de importantă, când fac 1 pe 1 minus 1 pe 3 și aduc la același numitor, aici amplific cu 3 și face 3 minus 1, supra 1 ori 3 și face 2. Deci trebuie să am pe 2. Aici e povestea. Nu pot aplica dacă nu am. Asta e observația. Deci dacă n-am 2 aici, nu pot aplica că nu-i 2-ul. La fel suferă și 3 ori 5. Tot 2 trebuie. Cum a fost înainte. Și atunci apare o idee. Ce bine ar fi să fie 2 peste tot. Bine ar fi, că ce bine au fost mai înainte cu 2 peste tot. Ce fac rost de el? Noi am notat cu yes. Uite, am notat cu yes suma asta. Deci am notat cu yes suma aceasta. Și îmi trebuie 2, 2, 2, exact cât e diferența între 1 și 3, între 3 și 5, între 5 și 7, între 7 și 1 și 73, 2 peste tot. Și acum apare un moment de acesta. Ce ar fi să mulțesc totul cu 2? Că știu că pot înmulți o egalitate, că e S ăsta, adică rezultatul adunării, S, egal cu asta. Și fiindcă n-aveam 2-ul peste tot, înmulțesc egalitatea cu 2 și în stânga și în dreapta. Deci o să spun 2S egal cu 2 ori. Și deschid paranteza. Hai să lucrezi și tu, te rog. Deci 2S egal cu 2 ori. Toată asta, adunarea asta, o pun în paranteze. 1 supra
1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus și mai departe plus puncte puncte plus 1 supra 71 ori 73. Și cum se mulțește o adunare cu un număr? Uite, 7. Bubu? Bubu? Poftim? A, nu te mai auzeam. Deci l-am scris pe 8. 5. Deci 7 se mulțește cu amândoi. Cum am făcut la 6 ori 9. Am zis 10 minus 1, 60, 6 ori 10 minus 6. Și aici, în clipa asta, zic 7 ori 5 plus 7 ori 3. Și rezultatul este la mulțirea aceasta 7 ori 5. Dar nu știu de ce tot, deci te aud, după aia nu te aud o secundă, după aia iarăși nu te aud. Știi ce se întâmplă când apar, mi-apar niște reclame aici și acelea mi-acoperă sonorul. Din cauza asta. 7 ori 5, 35 plus 7 ori 3, 21. Și este corect. 7 ori 8, 56. Deci, 2 ăsta va mulți cu fiecare, și cu prima, și cu a doua, și cu a treia, cu toate fracțiile. Și la momentul acesta când înmulțim, echivalent, știi bine că așa o egalitate se duce în echivalența sa, 2S este egal cu 2 ori 1, 2 supra 1 ori 3, dar vei spune, nu mulțim cu 2 și numitorul? Nu, că e 2 pe 1. Și cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și 1 ori 1 ori 3 n-are rost. Iată cum 2 a apărut la numărător. Plus 2 ori 1, 2. 2 supra 3 ori 5 plus 2 supra 5 ori 7 plus, și mai departe, plus 2 supra 71 minus 73. Și acum sunt foarte, foarte fericit. Pentru că fosta sumă care n-avea pe 2 la numărător, după ce am mulțit cu 2 stânga în dreapta, am aranjat ca fiecare numărător să aibă 2, tocmai diferența între 1 și 3. Asta îmi spune mie ce? Că în clipa asta, dacă am făcut rost de 2, asta se scrie 1 pe 1 minus 1 pe 3. Da? 1 pe 1 minus 1 pe 3. Uite că în aduc la același numitor vine 3 ori 1, 3, minus 1, 2. Este excelent. Plus, cum o scriu pe cealaltă? Un pic. Trei ori cinci. Păi, dar nu aș vrea să mulțim. Tocmai o descompunem ca fi din două fracții. Una cu trei și alta cu cinci. Adică 1 pe 3 minus, vorbește, 1 pe minus 1 pe 5. Stai. 1, la prima ai zis 1 ori 3 supra? Sau? Nu, nu. 1 ori 3 era din fracția dinainte. Ah, atunci ce ai pus linia aia? Deci am pus așa deasupra ca să anunț
că fosta fracție, fosta fracție asta de aici, 2 supra 1 ori 3, s-a scris ca 1 pe 1 minus 1 pe 3. Okay. Deci fosta fracție asta, 2 supra 1 ori 3, vine din două fracții, 1 pe 1 minus 1 pe 3. Da. Fosta fracție 2 supra 3 ori 5 este scrisă ca 1 pe 3 minus 1 pe 5. Fosta fracție 2 supra 5 pe 7 o scriu cum? Unu pe 5 minus 1 pe 7. Așa. Și așa mai departe, puncte, puncte, plus. Fosta fracție 2 supra 71, 73 se scrie? 1 pe 71 minus 1 pe 73. Minus 1 pe 73. Și în clipa în care ai reușit performanța asta cu 2, ai rupt pe fiecare fracție în două. Pe fiecare fracție în două. Și acum ce se întâmplă? Observăm foarte ușor. 1 pe 3 minus 1 pe 3 se duc. Minus 1 pe 5 cu 1 pe 5, da? Minus 1 pe 7 cu cine ar mai fi trebuit scris? Mi-a rămas ăsta la început cu plus. Cine va rămâne obligatoriu? Va rămâne ultimul și primul. Nu, ultimul și primul, foarte bine. Ăsta se duce cu puncte, puncte. De rămâne, deci, egal cu 1 pe 1, minus 1 pe 73. Și care egal cu? Aduc la cinci viitor. Prima o amplificăm. Da, cu 73. Cealaltă cu 1. Da. Și cât ne dă? 73 minus 1. Da. Totul supra 73. Supra 73. Egal cu 72 supra 73. Asta este răspunsul. 72 pe 73. Când avem 2. Când avem 2 care ne-a făcut serviciu. Am putut rupe. Dacă nu-l avem pe 2, nu putem rupe în două fracții. Deci acum am reușit să spunem că 2 ies, nu un singur ies, 2 ies. 2 ies este egal cu 72 pe 73. Dacă două sume egal cu asta, o singură sumă, una, un singur s, egal cu toată fracția asta împărțit la 2. Egal cu 72 supra 73 împărțit la 2. Doi pe unu, pot să spun. Și cum se împart două fracții? Prima se păstrează. Deci prima se copie. Da. Și a doua o scriem invers. Da. Și a doua o invers. Înmulțim, da? Înmulțim prima cu a doua inversată. Deci vine cât? Am să scriu aici deoparte. Am să spun că este vorba de 72 pe 73. 72 supra 73. Ori, vorbește tu. Ori 1. 1 pe? 2. 1 pe 2.
Și știm bine că înainte de făcut, de a face mulțirile, facem simplificare. 72 cu 2 se simplifică prin 2. Care face 36. Da. Sus 36 și jos 1. Și mulțim 36 ori 1 fac 36 supra 73. Iată, este același răspuns, pe care l-am intuit prin metoda 2. Deci prin metoda 2, când ne-am apucat de lucru, am intuit că rezultatul va fi 36 pe 73, dar noi ne-am dus numai până la 4 fracții, până la suma 4 fracții. Însă, ideea asta fantastică, de a mulți cu 2. Deci, în momentul în care am mulțit egalitatea asta cu 2 și mi-am făcut de rost de 2 la numărător, nu o singur ies cât a fost aici, am aflat, ci 2 de ies. Și ca să aflăm un singur ies, am împărțit la 2, dar prezența lui 2 peste tot ne-a permis să scriem pe fiecare fracție ca o diferență de 2 termeni. Și când am scris-o pe fiecare așa, s-au redus și totul este riguros. Deci metoda a treia îți permite să scrii fracția ca o diferență de alte două. Prima fracție, 2 supra 1 ori 3, ca fiind 1 pe 1 minus 1 pe 3. Cealaltă, 2 supra 3 ori 5, 1 pe 3 minus 1 pe 5. Și așa continuând, ele se reduc două câte două și rezultatul pe care îl găsești este riguros dovedit. Nu anticipat, nu bănuit. Nu că mi se pare nou că ar fi așa. Gică Contra nu mai are treabă aici. Gică Contra a dispărut. Da? Deci, la metoda 3 poți să spui există. Așa. Nu există Jimmy sau Gică Contra. Da, metoda 3 dispare Gică Contra. La metoda 3 răspunsul este riguros. Așa, notează, observații. La metoda 3, răspunsul este riguros dovedit. Metoda 3, răspunsul este riguros dovedit. Nu ca dincolo bănuit. Dincolo este bănuit, aici este riguros. Da. Ce am sesizat noi aici? Că dacă între numerele acelea de la numitor e diferență de 2, cum a fost 1 ori 3, 3 ori 2,